Pe numele ei Ana Maria, care își petrecea vacanța de vară la bunicii ei. Aici se bucura de frumusețele naturii și de căldura soarelui, de aerul curat de munte și de splendoarea peisajului. În curtea bunicilor, trandafirii și mușcatele din ferestre zâmbeau în fiecare dimineață. Găinile și puișorii cu puful lor galben însuflețeau ograda, iar Titel, cățelul bunicilor, o lătra mereu să se joace cu el. Într-o dimineață însorită, vecina bunicii plecă la piață să vândă cocoșul pentru a avea bani de medicamente. Pe drum, bunica fetiței o întâlni pe vecina ei și cumpără cocoșul ca să-i facă o surpriză nepoatei sale. O supă galbenă de găină de țară, așa cum știa că îi place nepoțelei sale. Când a văzut cocoșul și a auzit ce surpriză vrea să-i pregătească bunica, a apucat-o dintr-o dată o milă de biata vietate, de-i venea să plângă. O rugă pe bunica ei să nu-l taie, spunându-i că nu-i mai place supa de găină, doar ca să o înduplece și să renunțe la planul ei, salvând astfel viața bietului cocoșel. I-a arătat cât de frumos este, care pene argintii, gri și negre, care o creastă roșie și pinteni și că se umflă mândru în pene când vede găinile din ograd. Mama fetiței veni în ajutorul ei și împreună au reușit să o convingă pe bunică de faptul că cea mai frumoasă surpriză este aceea de a-l crește pe bietul cocoșel alături de găinile din gospodărie. Bunica se învoie cu chiu cu vai și a dus cocoșul alături de celelalte găini. Cocoșul se scutură din aripi, se umflă țanțoși în pere și apoi porni prin o gradă mândru tare alături de găini. Până seara s-a împrietenit cu toate și apoi au mers împreună în coteț la culcare. A doua zi dimineață, când fata s-a trezit, s-a dus iute să vadă ce face cocoșul și când acesta a văzut-o, a început să cânte. Cucurigu! Cucurigu! Ana Maria a fost foarte fericită că i-a salvat viața cocoșelului și zilnic îi dă de mâncare bucurându-se de frumusețea lui. Și uite așa, O zi după alta a trecut, iar vacanța de vară s-a terminat și a trebuit să plece la școală. Iar bunica i-a promis că va avea grijă de cocoș până la vacanța următoare. Când, bătrân fiind, până la urmă, tot în farfurie va ajunge. Învățătura acestei povești este că uneori trebuie să lupți pentru convingerile tale, chiar și când e vorba de un simplu cocoș. Această poveste a fost scrisă de Ana Maria Năstase, o fetiță foarte talentată din multe puncte de vedere. Este o poveste foarte frumoasă care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care am vrut să o împărtășesc cu voi. Pufii vă pupă și vă așteaptă în continuare poveștile pe adresa de mail pe care o găsiți pe pagina mea de YouTube. La revedere! La revedere! Pe data viitoare! Vă pupă pufii! Tum 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 t